Plecarea lui Carol al doilea în septembrie 40 s-a petrecut în mod destul de dramatic, și anume că nu s-a petrecut în mod elegant. I s-a pus la dispoziție un tren în care a fost urcat, dar a fost atacat trenul de către un mic grup de legionari undeva în Banat, s-a tras cu focuri de pușcă sau de mitraliere în tren, niște lucruri cu totul anormale când e vorba de o schimbare de domnie. Și imediat generalul Antonescu, pe care îl numise prim-ministru, s-a transformat într-un fel de conducător de sine stătător, ca să spun, pentru care tânărul rege Mihai era un simplu figurant care nu-l ținea la curent cu nimic. 1940, 6 septembrie, dimineața. Mihai depune jurământul după un text scris de generalul Antonescu. Jur credință națiunii române, jur să păzesc cu sfințenie legile statului, jur să păzesc și să apăr cu sfințenie ființa statului și integritatea teritoriului României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mihai. De față sunt patriarhul Nicodim, președintele Curții de Casație și generalul Ion Antonescu. După rostirea jurământului, toți ies în balconul palatului pentru a saluta mulțimea strânsă în piață. Au trecut 10 ani de când Mihai a fost înlăturat de la tron de propriul său tată. Mihai depunea pentru a doua oară jurământul ca rege. Încă nu a împlinit 19 ani. Regele Carol al II-lea guvernase, nu se rezumase să domnească. Acum Antonescu voia el însuși să conducă. Mihai va juca până în 1944 un rol secundar. Regele Carol a cedat în septembrie 1940 multe din atributele sale lui Antonescu. Un decret, semnat de regele Mihai, chiar în ziua depunerii jurământului, 6 septembrie, întărește aceste puteri. Antonescu spune despre Mihai: este numai un simbol și nu are dreptul să se amestece în conducerea statului. Tânărul rege nu este familiarizat cu politica. Regele Carol l-a ținut deoparte. Antonescu face la fel. Mihai înțelege că rolul său este secundar, unul mai curând de protocol, pentru a menține un anumit echilibru, o continuitate. Este mai ales o soluție de rezervă în caz că războiul se va termina prost pentru România. Mihai trăiește sentimente contradictorii. Pe de o parte, plecarea tatălui său, ex-regele Carol, pe de alta, întoarcerea în țară a mamei sale, Elena. Generalul a invitat-o la București să se alăture fiului ei. Întoarcerea este pregătită cu fast. Membrii guvernului, în frunte cu Antonescu, o întâmpină pe peronul gării. Regina și tânărul rege traversează orașul în mijlocul mulțimilor entuziaste. După sosirea mamei sale, Mihai stă mai mult la Sinaia, departe de capitala, unde se întâmplă lucruri care îi displac profund. La 3 noiembrie, România aderă la pactul tripartit. Ori triumfăm cu AXA, ori cădem cu ea, declară generalul Antonescu într-o ședință de guvern. România devine aliatul Germaniei, o Germanie super înarmată care se pregătea să atace URSS. În schimbul garantării granițelor, Antonescu acceptă trupe germane pe teritoriul României ca și subordonarea economiei intereselor celui de-al treilea Reich. La 10 octombrie, coloanele de motorizate germane își fac apariția în România într-o așa zisă misiune de instruire și înzestrare. De fapt, aceste trupe asigură căile de comunicație și ocupă zonele petrolifere de pe Valea Prahovei. Numai după 6 săptămâni, la 23 noiembrie, Antonescu se întâlnește pentru prima dată cu Hitler și semnează pactul tripartit. În noaptea de 19 noiembrie are loc un cutremur de pământ devastator. Regele Mihai se afla la Săvârșin cu mama sa. În zilele care urmează, poate fi văzut în locurile cele mai afectate de dezastru, urmărind operațiunile de salvare, acordând asistență.
Pretutindeni este înconjurat cu afecțiune. Generalul și-a asociat la putere oamenii lui Horia Sima și a decretat România stat național legionar. După pierderea unei treimi din teritoriu și din populație, după plecarea regelui Carol, țara e în haos, atât în economie, cât și în administrație. Comisiile de romanizare înființate pentru a prelua proprietățile evreiești au declanșat, de fapt, un jaf. Aura cu care au venit la putere legionarii, victimele predilecte ale fostului rege Carol, se năruiește în câteva săptămâni. Violențele sunt fără precedent. Cele 3-4 luni în care au împărțit puterea cu Antonescu, s-a dovedit că nu erau guvernanți posibili. O șleactă de oameni s-au repezit să fure bunurile de la evrei, să facă, în orice caz, multe nelegiuiri. Și Antonescu și-a dat seama că nu poate guverna cu ei. Și deci, de-abia în toamna aceea, imediat după aceste evenimente, eu am intrat la regiment. Și foarte interesant să vezi că am simțit de pe atunci cum armata, la ordinul lui Antonescu, se pregătea să îi îndepărteze pe legionari, pretinzând că au fost indignați când s-au descoperit cadavrele lui Codreanu și a altor legionari, că atunci i-a apucat furia și au omorât foști demnitari în închisori, pe urmă oribilul asasinat al lui Iorga. Într-o noapte, un escadron al morții pătrunde în închisoarea Jilava, unde sunt depuși mai mulți foști demnitari carliști, și ucid 64 dintre ei. Gheorghe Argeșanu, ex-prim-ministru, Gabriel Marinescu, fost prefect al capitalei, ex-ministru, Mihai Moruzov, fost șef al serviciilor secrete, fostul ministru al educației Petre Andrei se sinucide în timpul unei percheziții a poliției legionare. Istoricul Nicolae Iorga este ridicat din casa sa de la Sinaia de un grup de legionari și asasinat în pădurea Streșnicu în noaptea de 27 spre 28 noiembrie. Profesorul de economie Virgil Magiaru, fruntaș al Partidului Național Țărănesc, fost ministru, are aceeași soartă. A fost împușcat cu 12 gloanțe în pădurea Znagov. 3 zile mai târziu, pe străzile capitalei, defilează coloane cu legionari. În frunte, Horia Sima. Legiunea a organizat o ceremonie de reînhumare a rămășiților pământești ale lui Corneliu Zelea Codreanu și a altor 13 legionari uciși în 1938 la Tâncăbești. Zeci de mii de locuitori urmăresc marșul. Alianța dintre general și legionari părea de nezdruncinat. De fapt, disputa pentru putere începuse. Cum Germania avea nevoie de ordine, mașinăria de război se alimenta de aici cu petrol și grâne, trebuie să arbitreze conflictul apărut între cele două forțe, armată și legionari, care deocamdată își împart puterea în stat. Arbitrul situației de la București era Hitler. De el depindea în ce parte va înclina balanța. Antonescu face a doua vizită în Germania, la 14 ianuarie, pentru a clarifica lucrurile. Germania avea nevoie de ordine și de aportul armatei române în expediția militară pe care o pregătea spre est. Generalul obține sprijinul Berlinului în conflictul său cu legiunea. Întors la București, ia măsuri pentru a asigura ordinea, a stopa haosul și violențele, pentru a-și asigura supremația în stat, contestată de legionari. Nu, s-au purtat în mod infam, asta e clar. Și cred că la moartea lui Iorga a înțeles Antonescu că trebuie să scape de ei. Și i-a întrebat pe germani: îmi dați voie să lichidez legiunea? Și este clar că ceea ce s-a numit rebeliunea a fost provocată de Antonescu. Rebeliunea a fost o tâmpenie, adică legionarii care au încercat să ia puterea de la Antonescu, în două zile s-a terminat cu ei și e clar că germanii au avut de ales între niște partizani de ideologie politică și un șef de stat energic, militar, de care are nevoie peste câteva luni ca să invadeze Rusia. Deci e clar că alegerea lor a fost pragmatică. Un major german, Döring, este asasinat de un agent britanic în fața hotelului Ambasador. Ministrul de externe, generalul Petrovicescu, plus alți funcționari superiori, fideli legiunii, sunt demiși.
Toți se baricadează în sediile lor. În prealabil, depozitaseră aici muniție și armament. La 21 ianuarie, puciul legionar se declanșează. Clădirile oficiale sunt înconjurate, se trage asupra celor care le păzeau. Antonescu așteaptă două zile până obține telefonic asentimentul lui Hitler pentru represiune, dar și pentru a întoarce opinia publică în favoarea sa. La 22 ianuarie, la prânz, intervine în forță. Wehrmachtul primește ordin să-l sprijine pe general. În fața acestei dezlănțuiri de anarhie, care pune în primejdie ființa statului, armata intervine pentru a restabili ordinea. Coloane ale armatei înconjoară centrele de revoltă. Patrule circulă pe străzi, păstrând ordinea. Terenul este treptat curățat de cetele de răzvrătiți, care își încetează rezistența. Antonescu trece la contraatac, aduce tancurile în punctele fierbinți. Armata română este scoasă din cazărmi cu ordin să tragă în orice persoană în armată. Orașul este curățat de detașamentele de legionari după schimburi de focuri. În toate orașele evenimentele decurg identic. Rebeliunea legionară este lichidată. Pagubele sunt foarte mari. S-au înregistrat sute de morți și răniți, militari și civili. În zilele care urmează, legiunea este desființată ca forță politică. Capii ei se ascund, apoi cu ajutor german părăsesc țara cu direcția Berlin. Antonescu este stăpânul absolut al situației. Interzice orice activitate politică și trece la represalii împotriva legionarilor. Pentru a se consolida la putere, organizează un plebiscit cu întrebarea dacă populația este de acord cu guvernarea sa. Previzibil, răspunsul este pozitiv, 99,9%. Oferim medalia Virtutea Militară de Pace, clasa 1 și clasa 2, ofițerilor, subofițerilor și trupei, pentru curajul și devotamentul de care au dat dovadă cu ocazia înăbușirii rebeliunei din zilele de 21, 22, 23 ianuarie. În Balcan, lucrurile se precipită. Bulgaria aderă la pactul tripartit, Iugoslavia la fel. O lovitură la Belgrad răstoarnă lucrurile. Aviația Luftwaffe bombardează intens orașul. Armata germană, bulgară, ungară invadează Iugoslavia. Iugoslavia este înfrântă. Aceeași soartă are și Grecia, atacată de italieni, apoi de germani. Grecia este ocupată în ciuda unei rezistențe eroice. În tot acest timp, regele Mihai trăiește retras cu mama sa, regina Elena, la Sinaia. Duce o viață aproape exclusiv privată. Plimbări, vânătoare, se dă pasiunii sale șofatul, repară mașini, citește. Contactele sale cu lumea politică sunt minime și se limitează la protocol. La 12 iunie, Antonescu se duce iar în vizită la Hitler. Hitler îi împărtășește planul Barbarossa de invadare a URSS-ului. Conform acestui plan, într-un război fulger, armata roșie urma să fie distrusă în circa două luni. Principalele orașe industriale și administrative, Leningrad, Kiev, Moscova, trebuiau ocupate în cel mai scurt timp. Rușii trebuiau împinși dincolo de Urali. Antonescu se angajează să participe la expediție în speranța că România va reprimi Ardealul după victorie. Generalul nu s-a consultat când a luat această decizie nici cu forțele politice, nici cu regele Mihai, nici cu proprii lui miniștri și generali. Mai mult, nu a semnat niciun acord cu Hitler prin care să se stabilească condițiile colaborării. La 13 iunie, generalul Antonescu, conducător al României, este primit de cancelarul Adolf Hitler. Și atunci el află în mod oficial, pentru prima oară, că Reichul, că Wehrmachtul va ataca Uniunea Sovietică pe noaptea de 21 spre 22 iunie. Din stenograma păstrată, stenograma convorbirii, partea nemțească, generalul Antonescu spune că poporul român nu va ierta niciodată generalului Antonescu dacă nu va participa la această campanie. De ce spune el asta? Pentru că
Adolf Hitler, foarte îndemânatec, îi spune conducătorului român, zice, știi, noi nu neapărat vrem participarea armatei române, dar sigur trebuie să serviți drept acoperire, să apărați teritoriul României, în special sursele petrolifere, împotriva unei incursiuni, adică unui atac sovietic. Antonescu replică în felul în care am spus mai sus. Și avea dreptate să o facă, pentru că opinia publică românească, după evacuarea precipitată a Basarabiei și a nordului Bucovinii, a fost profund izbită de această cedare și dorea, sigur, să elibereze teritoriile dintre Prut și Nistru. În dimineața zilei de 22 iunie 1941, conducătorul de ordinul suprem, ostaș, ordon, treceți Prutul, zdrobiți vrăjmașul din răsărit și miază noapte, desrobiți a basarabilor și codrii voievodalei Bucovinei, ogoarele și plaiurile voastre, pe tot întinsul țării libere, poporul în genunche. Am venit la București, am primit echipamentul necesar și imediat am fost trimis pe Prut, lângă Fălciu, chiar pe graniță, imediat, cu vreo 8 zile înainte de faimosul 21 iunie 41. Și această noapte, de 21 către 22 iunie, o țiu minte, cu tunelețele mele, ne chemase în ajun capitanul ca să ne sună, domnilor, vă pregătiți, mâine dimineață intrăm în război. Și a început primele bombe trimise din partea noastră împotriva unui eventual front care nu se vedea, așa de bine să camuflau sovieticii că nu i-am văzut înainte de a intra în război. Foarte bine se ascundeau. Și atunci atmosfera, nu pot să spun cum a fost la civili în țară, dar cred că pot generaliza, noi am primit cu oarecare bucurie acest război. Ne spălam de rușinea din anul precedent și aveam impresia că Germania este invincibilă și că deci alături de ea oarecum victoria este asigurată. Am plecat după vreo 15 zile, că luptele pe Prut au fost destul de dârze la Țiganca acolo, până când am reușit să trecem primele dealuri, a fost destul de greu, au fost mulți morți, mulți răniți. Regele Mihai se găsea la Sinaia. Aici a aflat de la radio. Îi telefonează lui Antonescu ca să verifice informația. Antonescu o confirmă. Armata română intrase în război contra URSS-ului alături de Germania. Înaintează pe tot frontul în același ritm energic cu toată starea mizerabilă a drumurilor. Începutul războiului nostru cu nemții în contra Rusiei a venit într-un fel în care foarte multă lume nu le venea să creadă că așa ceva era posibil într-un sens. Mama mea m-a sunat foarte devreme dimineața, a venit la mine în dormitor la Sina, să spui că România a intrat în război contra Rusiei. M-am căzut ca de lună, cum se spune. Și după ce m-am dezmeticit puțin, asta se trebuie că a fost pe la 7-8 dimineață, l-am sunat la telefon pe Mihai Antonescu. Și a zis, uite ce am auzit, este adevărat? Zice, da. Zice, pe cum, faceți asta, mie nu m-a spus nimic, nici mă sunt pregătiți că se întâmplă ceva. Și el, Mihai Antonescu, de asta spun că ceva incredibil. Mi-a spus la telefon textual, credeam că o să o aflați în jurnale. Păi, cum vine asta? Nu că puteam eu să fac ceva, dar chiar așa, și mama mea a auzit la BBC. Acolo a aflat. Așa am știut eu că am intrat în război contra Rusiei. Primele succese pe front sunt bine primite. Societatea și armata suferiseră o traumă când, în vara lui 1940, Basarabia și nordul Bucovinei, în urma ultimatumului sovietic, fusese recedate fără să se tragă un foc de armă. Prima fază este favorabilă forțelor germano-române. Armata Roșie, luată prin surprindere, se retrage cu mari pierderi, lăsând în urmă sute de mii de prizonieri.
Granița Basarabiei, Nistrul, este atins repede. La 25 iulie, un comunicat al armatei spunea: lupta pentru dezrobirea braziei românești de la răsărit s-a terminat. Din Carpați până la mare, suntem din nou stăpâni pe hotarele străbune. Bătrânii oameni politici, de pildă Maniu și Dinu Brăteanu, scriseseră lui Antonescu: nu trebuie să Nistru, faceți ca și finlandezii care n-au trecut granița lor, fiindcă ar însemna să depășim, suntem o țară mică, nu trebuie să ne certăm definitiv cu Rusia, care este o vecină pe care o avem de totdeauna și vom avea-o și în viitor. Antonescu n-a ținut deloc seamă de acest lucru, el a făcut un rămășac oarecum și a zis că dacă este cel mai fidel aliat al Germaniei, la sfârșitul războiului germanii ne vor restitui nordul Transilvaniei. Când am atins Nistru, pentru cercurile informate din București și din țară și bineînțeles pentru militar mai ales, s-a pus problema ce facem mai departe. Și comunicatul pe care Marele Cartier General l-a dat atunci la 25 sau 7 iulie, când linia Nistrului a fost atinsă, spunea la un moment dat: din Hotin și până la mare suntem din nou stăpâni pe hotarele străbune, trupele noastre au înaintat adânc dincolo de Nistru. Și atunci am luat cunoștință de faptul că de fapt operațiunile continuau. Credeam încă în victorie, până în toamna lui 41, până în iarnă am crezut clar, am crezut și în 42, când au reluat ofensiva Wehrmacht-ul, că se va obține decizia pe frontul de răsărit. S-a pus întrebarea: de ce am trecut Nistru? Eu pot să vă dau răspunsul ca istoric de la început. N-aveam de ales. Odată ce a început războiul împotriva cuiva pe care îl consideri inamic, trebuie să mergi până la distrugerea forțelor armate. Antonescu devine mareșal la 22 august 1941. Un plebiscit organizat între 9 și 12 noiembrie pentru a stabili susținerea de care se bucura mareșalul după eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei dă același rezultat, 99,99% după cifrele oficiale, adică 2.960.298 de voturi pentru și numai 2.996 împotrivă. Se votase deschis, la vedere, nu secret. Chiar dacă plebiscitul nu e convingător, cum se va vedea un an mai târziu, după primele înfrângeri, e de observat că întoarcerea teritoriilor răpite de Stalin cu Armata Roșie avea aprobarea românilor, iar mareșalul se bucura de maximă încredere. Totuși, sorții războiului se arată schimbători. Din logica anului 41, vă pot spune că și opinia publică, o parte din cărturari, erau de acord cu campania aceasta din răsărit. De ce? Pentru că de 200 din 1792, vecinătatea cu Rusia reprezenta unul din factorii hotărători ai istoriei românilor. Situație pe care încercaseră diferitele generații să o rezolve, ca de pildă generația Unirii, care cerea neutralitatea perpetuă a principatelor, lucru care nu se putea în condițiile în care, așa cum e situată România. Încât el a hotărât, am intrat, entuziasmul, adică acceptarea și aprobarea opinii publice au fost reale, fiindcă ați văzut poate secvențe din jurnalul de actualități, manifestația care s-a făcut în fața Palatului Regal și pe urmă în fața președinției aflată în Piața Victoriei, atunci în ziua de 22 iunie, a fost spontană, a fost reală. Tânărul rege este ținut departe de acest tumult, izolat prin voința mareșalului, care exercita dictatorial întreaga putere. Pentru Mihai este totuși o vreme de intense experiențe. Observă, învață, se maturizează, cu țara prinsă în împrejurări încărcate de uriașe pericole.
Scopul războiului dincolo de Prut a fost atins la 25.